An de an, numărul copiilor care merg la școală se diminuează, fapt ce conduce la scăderea numărului de clase atât la școlile gimnaziale cât și la licee. Cu astfel de situație se confruntă dascălii de la liceul teoretic Dan Barbilian din Câmpul Ungmușcel. Nemulțumirea dascălilor este cauzată de faptul că nu s-a ținut cont de performanțele elevilor care învață în această unitate școlară atunci când a fost luată decizia de a se renunța la o clasă. Ca și criterii de performanță am fost pe primul loc, am avut procent de 95% la bacalaureat, am avut participanți la olimpiadele naționale. Sunt probleme la foarte multe catedre și în perspectivă, dacă vom primi și la anul tot 3 clase, clar, unii din colegii noștri vor trebui să plece. Profesorii sunt hotărâți să nu mai desfășoare orele până când inspectoratul școlar nu va accepta o grilă de școlarizare favorabilă. Școala noastră a fost categoric defavorizată în raport cu toate celelalte școli din oraș, întrucât la toate celelalte școli s-au aprobat numărul de clase de anul trecut, numai nouă, care oricum aveam cele mai puține, i s-a mai luat o clasă. În aceste condiții, școala nu mai poate funcționa, întrucât la 3 clase câte au fost aprobate, multe catedre nu se mai pot acoperi. În acest moment, activitatea de la Dan Barbilian este blocată. Profesorii au semnat un memoriu pe care l-au înaintat la inspectoratul școlar. Șeful ISJ Argeș spune însă că a fost tăiată câte o clasă de la fiecare liceu teoretic din municipiu, nu numai aici. Iar pentru rezolvarea situației, i-a invitat la discuții la sediul ISJ la începutul săptămânii viitoare.